La finele anului trecut, Consiliul Local Media și-a aprobat într-o ședință extraordinară alocarea sumei de 1 milion de lei către clubul Gazmetan Mediaș. Cu ajutorul acestor bani a fost plătit în ultimele zile din decembrie unul dintre salariile restante către jucători. Situația financiară este însă una în continuare foarte dificilă. Să sperăm că lucrurile vor intra pe un făgaș normal, așa cum ni s-a promis. Ne bucurăm că primăria a luat atitudine, că domnul primar a luat atitudine și s-a ținut de cuvânt și îi mulțumim pe această cale și îl așteptăm cât mai aproape de noi, cât mai să vină și pe la echipă și să sperăm că nu vom mai avea probleme, pentru că încă s-a rezolvat o mică parte din probleme, dar încă mai sunt lucruri de pus la punct din punct de vedere financiar. Și să sperăm că într-o perioadă scurtă se vor rezolva și aceste probleme, pentru că avem nevoie de această liniște. Gazmetan se va despărți în perioada imediat următoare de mai mulți jucători. Cu o parte dintre aceștia se va încerca rezilierea pe cale amiabilă a contractului, în timp ce unii vor fi împrumutați sau transferați la alte echipe. Printre cei care nu mai intră în planurile pentru partea a doua a campionatului sunt Tomaș Smola, Adama Sar, Diogo Izata, Romeo Roberto și Mihai Velisar. Vor pleca anumiți jucători, e clar că în această perioadă de când am venit aici din jumătatea lui septembrie și până în prezent am făcut o analiză împreună cu staff-ul și ne-am edificat asupra unor jucători. Știm ce avem nevoie și e clar că vor încercăm să aducem jucători, să acoperim anumite posturi sau să dublăm anumite posturi, să creăm și acea concurență de care avem nevoie și într-adevăr că ne mai trebuie și jucători cu calitate, să zicem. Cu o valoare mult mai mare pentru a ne ajuta să ne îndeplinim acest obiectiv. Deci vor fi noutăți în perioada următoare? Să sperăm că vor fi. Acum trebuie să analizăm foarte bine, trebuie să fim foarte atenți ce luăm, pentru că nu este ușor și în momentul în care i-ai luat, acei jucători trebuie să vină cu plus și e clar că trebuie să fim foarte atenți. Acum să sperăm că vom și reuși, pentru că e ușor să-i aduci, dar e mai greu să-i convingi, pentru că aici între ei intervin agenții ne creează anumite probleme, dar să sperăm că vom reuși să aducem.